Era salutare, eu sunt Creep Hunter și să zic cu un alt video. În video asta mai mult vreau să discut anumite chestii, deci video cei pe fundal este deja prefilmat, nu e eu momentul de față. Vreau să discut despre noul capitol care vine și anume despre video care l-ați văzut mai înainte. E Stranger Things cu mirobolanta creatură, demonul dimensional și cei doi survivori. Părerea mea este în felul următor. Capitolul licențiat, să știți de pe acum, deci s-ar putea inițial să fie prețul mai mare de 7 euro, că de obicei toate capitolurile astea erau 7 euro pentru Killer și pentru Survivor, dar în momentul de față noi avem un Killer și 2 Survivor. Acum la Survivor nu se știe dacă s-ar putea să fie 2 în 1, cum e de exemplu Legion. Dar în cel mai neașteptat caz o să fie separați. Pe mine ce mă interesează mai mult chestia asta este pentru că o să fie parcuri diferite. Deci o să avem un total 9 parcuri, 6 parcuri pentru Survivor și 3 parcuri pentru noul killer. Bun. De la început, când apare un nou capitol, toată lumea vrea să joace cu Survivorul nou și cu toate cheaturile astea. Eu, în momentul de față, ca Survivor, dețin pe Claudiu de toate porcurile. Nu mi-am bătut capul deloc în puii mei să fac toate porcurile pe... să iau și porcurile pe ăștia lanți, pentru că, din nou, sunt o tonă de porcuri pe Survivor. Sunt anume 5 pagini pline de porcuri și trebuie efectiv să bag vreo 6, 7, cel puțin 6-7 milioane ca să scot în mare parte părcurile, păi nu toate, pentru că din experiența mea pe killer vine mult de băgat. Și am făcut niște calcule pentru noul capitol, cam câte milioane de puncte mi-ar trebui să fac totalul mirobolant de puncte pentru a face pe Claude din nou cu toate părcurile după lansarea capitolului. Ar veni așa, pentru cei care sunteți curioși, ar veni 1.000.000 de puncte ca să ajungi între level 34 și 38. Din nou, țin să specific aici o chestie. Bloodweb, un joc, este random. Nu este identic la fiecare level, deci diferă. Uneori poți să consumi mai mult pe un level, uneori poți să consumi puțin. Depinde cum mănâncă entitatea, depinde ce vrei să iei. Deci, aici sunt estimări, nu sunt cifre exacte. Și ar veni așa, 1.000.000 de puncte ca să ajungi între level 34 și 38, plus încă 200.000 de puncte ca să ajungi la level 40 cu parcul, cu al treilea parc luat. Știu chestiile astea pentru că din moment am făcut prestigiu și pe killer și pe survivor. Deci pe tot survivor eram deja level 40 și cam știu că în general 1.200.000 ar veni ca să ajungi în level 40 cu cele 3 parcuri deblocate. Vine 1.200.000 pe primul Survivor, vine încă 1.200.000 pentru al doilea Survivor, pentru că e aceeași chestie. Pentru 9 levele pe un Survivor, și aici mă refer pentru 9 levele, echivalează a 3 parcuri complete, adică fiecare parc de level 3, ar veni 400.000 de puncte, 4.000. 400.050, ceva de genul. În cazul de față dublăm la 900.000 de puncte. Ar veni 3 milioane 500 în cel mai rău caz. Ca să faci, deci totalul ți-l ar trebui ca să faci Survivor-ul care străbăție cu toate părcurile. Adică mie pentru mie mi-ar trebui în mod normal 3 milioane 500 de mii de puncte ca să bag în Claudette, ca să fac rost de parcurile noi, cele 6 parcuri noi. Din moment ce practic sunt obligat să-i duc pe ăștia la 2 la 40, e aceeași situație. La killer, din nou, 1.200.000 pentru level 40 cu parcul deblocat și încă 450.000 de puncte, cel mai rău caz, pentru cele 3, pentru a-ți duce un killer de-al tău favorit, un level mai mare. Adică să-i pui încă 3 parcuri. Deci, cam aproape 5 milioane de puncte ar trebui să fac
ca să reușesc, în ghilimele, să scot ce îmi trebuie mie. Dar eu mă oxamasez doar pe Survivor, deci v-am zis, 5 milioane de puncte la momentul de față totalul de care aveți nevoie pentru a face rost de parcurile necesare de pe noi Survivor și de pe noul killer. Ceea ce înseamnă că ca să faci 5 milioane de puncte în jocul ăsta va trebui să joci cam vreo 2 zile așa în mod mai intens, adică să zicem vreo 10 ore pe zi aproape. Deci acum mulți o să zică că se poate face mai ușor. În primul rând, depinde ce killer joci. Ca să faci cea mai multe puncte în jocul ăsta ar fi să faci cu doctorul, dar doctorul faci puncte cu el, dar problema e că e mai mult stresant, risci să pierzi meciul și se prea merită. În primul rând, nu jucați Survivor pentru puncte, deci dacă vreți să faceți un număr mare de puncte în jocul ăsta pentru în timp cât mai scurt jucați Killer, pentru că Killerul oferă mult mai multe puncte. Chit că n-aveți încă barbecue în chili sau asta, Killerul dă mai multe puncte în general decât Survivorul și chiar dacă scapă, de exemplu, 3 sau toți, Survivorul tot ai scos în meci. Pentru că au fost meciuri în care mi-au scăpat toți, dar am scos peste 20.000 de puncte cu 4 pipuri la barbecue în chili și cu offering-ul de puncte, deci practic eu în meciul ăla respectiv am scos 60.000 de puncte, chit că mi-a scăpat mie tot Survivor. Pentru că am făcut ideea ca killerii să faci progres în meci. Spargi paleți, îi lovești toate chestiile astea și asta poți să faci. Deci nu poți să joci ca killer că n-ai cum să nu faci puncte din moment ce găsești un survivor, îi dai loop, spargi paleți, sari geamuri, mai dai hit, tot scoți puncte. Chit că-l pierzi, chit că-l găsești, deci ca killer faci puncte. Ca survivor e chestie de noroc, pentru că dacă te găsește killerul de la început și te-a pus pe cârlig, cel mai probabil meciul l-a scos cu 4.000 de puncte sau 5.000 de puncte. Deci au fost și meciuri în care au fost și cu 1.000 de puncte terminate. L-au găsit survivorul, l-au găsit killerul pe ăla la început. Bă, l-am pui mei s-au enervat, s-au omorât sau ce ne-a făcut, l-au campat. Și au ieșit din meci cu 1.000 de puncte. Deci practic meciul ăla a fost zero pe total. Ca killer nu prea. Cele mai rele cazuri să zici că ăsta scoți cel puțin 8.000 de puncte. Deci ca killer, indiferent că ești praș, știi că ăsta scoți. Acum, ideea că dacă tu folosești părcuri de puncte sau oferinguri de puncte, asta diferă. Deci, la momentul de față, developerii au zis că vor să modifice grind-ul, adică Blood Web-ul, să-l facă mai simplu, pentru că ei vor să bage în momentul de față noi părți din povestea survivorilor și poveștile killer, deci probabil habar n-am ce o să fie în Blood Web, probabil o să fie pagini sau bucăți dintr-un puzzle sau ceva cheaturi, dar vor să bage, să facă Blood Web în două părți. O parte pentru levele cum e în momentul de față, ce e în momentul de față și în altă parte e despre povestea survivorilor și povestea killerilor. Acum habar n-am de ce vor să facă chestia asta, pentru că în mod normal, noi deja știm din shop-ul pui mei, îți explică ce s-a întâmplat cu Survivor-ii. De exemplu, în momentul de față, Dwight a fost un băiat în pui mei la facultate, livra pizza sau alte chestii, au avut niște probleme și au trebuit ăsta să plece și au ajuns într-o pădure și l-a luat entitatea. Și cam așa au fost cu toți Survivor, cu așa au fost, cam așa au fost și cu toți Survivor-ii. Claudette la fel, a fost studentă la medicină, toate chestiile astea, au avut ceva probleme cu părinții ei. Într-o noapte, nu știu ce, mergea cu mașina, tot așa pe lângă o pădure, a luat-o și pe entitate. Deci, la Killer, la fel, să vă zic povestea scurtă lui Hilly Billy, a fost de mic, când a fost el, a fost născut maltratat, adică deformat la față. Părinții lui l-au închis într-un basement, i-au hrănit ca și cum la pușcărie, până într-o zi când el a reușit să scape. O luat drujba familiei, drujba lui taică-su și a început să maltrateze tot animale și omorâ părinții și toate chestiile astea. Deci noi la momentul de față știm ce s-a întâmplat cu ei, adică originile Survivor și să zicem originile killer. Nu prea înțeleg ce ar vor să facă, pentru că chiar la momentul de față nu prea m-ar interesa pe mine că se uite, de exemplu, Survivor principal
Claude, ce n-ai făcut ea înainte să devină studentă la medicină sau ce n-ai? Pentru că deja asta e un shit în plus. Deci chiar nu vreau să știu istoricul survivorilor de când erau copii în puii mei sau ce dracu. Po, poate Hilly Billy în puii mei m-ar interesa pe anumit killer să știu de ce... De ce în puii mei... Cum de a venit furia sau shit-uri din asta, dar na. Killerul nou este ceva identic ca entitatea, adică are puterea să treacă din dimensiune în dimensiune. Acum nu se știe din poveste dacă entitatea l-a reușit să-l prinde pe el blocat în dimensiunea asta, pentru că jocul, practic, conform realității noastre, jocul se întâmplă într-o anumită dimensiune, dimensiunea entității, în care corpul ți-i capturat și, practic, noi suntem doar niște suflete care tot încercăm să scăpăm, dar suntem trași înapoi și toate chestiile se repetă. Deci la chestia asta se știe în joc. Na. Deci depinde acum ce o fi, să aflăm o poveste, dacă chiar killerul a venit el de intenționat, a venit în dimensiunea entității sau entitatea într-un fel a reușit să-l prindă în dimensiunea asta și să nu-i permită să se ducă în alte dimensiuni. Pentru că na, puterea killerului, cred că o să o aflăm din joc, este în felul următor. Killerul poate să facă portale pe hartă, puterea killerului în sine este să facă portale din dimensiune în dimensiune. Acum în joc cred că ar fi ceva, de exemplu, lasă niște spoturi și se ia, dar se duce naibii fix acolo. Ceva gen cum e Freddy sau ceva gen cum e Hag, că și Hag are un de Hag are un Eden roșu, dacă a pus o capcană poate să se teleporteze la ea când vrea din timpul meciului. Diferă, din nou, nu am speranță că o să fie ceva killer decent, pentru că developerii au zis de la început, pentru că vor să facă killerii slabi și o să fie o versiune de test la începutul lui septembrie, acum e 20 august când fac chestia asta și o să fie ceva gen Ghostface, adică o să-l bufeze mai încolo. Habar n-am, nu se știe încă. Bun. Clownul. Pentru că momentan, după ce am făcut montajul ăla în care am băgat 4.500 de puncte trepor, pentru că m-am chinuit să scot bambuzel pe trepor pentru chestia asta și pe Maier s-a mai băgat încă vreo 3.500.000 ca să scot ăsta, un perk monitor nebus pentru teroare scăzută și țineți cont pentru că l-am de level 1 și nu mai bag acum puncte deloc în Maier, sper că mi-e frică că o să vă trebuiască încă să bag 1.000.000 sau cel mai rău caz încă vreo 2.000.000 ca să scot perk-ul ăla de level 3, mai bine nu fac chestia asta. Inițial, după ce visam eu cu trapper-ul meu să pui mei, am zis că vreau să mă apucă clown. Am renunțat la clown pentru că am jucat de pe contul ăsta care sunt, am fost în prima parte a videoului cu Dwight-ul. Am clown-ul, am Edon-ul și la loop, clown-ul vs. survivor experimentați, nu ai ce să le faci. Deci nu poți să-i oprești și să nu strântească paleții. Deci survivorii o să strântească paleții dinainte. Te forțează să te miști din palete în palete, chit că tu îi dai puțiune sau alte chestii, nu-l prea afectează. Hărțile în mare parte nu sunt inoroc de hartă. Dacă e o hartă mai liberă, cum e ferma, cum a fost pasă cu care am fost Dwight, merge. Dar dacă e o hartă cu mai multe obstacole, cu geamuri, cu paleți, nu merge deloc. Pentru că ți-o iei. Da, și am tot experimentat cu clownul chestiile astea și nu prea iasă. Deci ideea aia am renunțat. Bine că am renunțat, n-am vrut să bag puncte în el, pentru că dacă băgam puncte mă trezeam direct cu dezamăgire. Acum am trecut ca killerii mei principali sunt trapper-ul și Freddy. Trapper-ul din nou are o posibilitate dacă am edunuri de, dacă am parcurile pentru paleți, adică Brutal Strength și asta, să scap de paleți. Și în plus cu trapper-ul, dacă am edunuri bune, pot să blochez geamul. Dacă pun un offering pe o hartă care știu eu că e bazată pe cu mai puține geamuri și cu mulți paleți, e bine. Dacă nu jucăm invers, dacă știu că e o hartă, cum e de exemplu harta doctorului cu multe geamuri și cu puțin paleți, pot să joc invers, adică să pun babuză pentru geamuri și în puii mei să blochez în mare parte paleți cu capcane. Deci am încercat ambele combinații de porcuri și denuri și iasă bine. În schimb cu clownul nu prea am să-ți fac, dacă e o hartă în care îs paleți sau multe geamuri, nu e prea deschisă, risc să-mi iau. Harta
clownului ăsta, harta porcului, cât de cât mai decentă, dar în mare parte Survivor știu să tragă bine de Dead Hard, deci problema mea la rancurile mari, nu am un killer pentru rancurile roșii, să zic, adică nu mă știu bine să joc cu Hillbilly, nu știu să joc cu Spiritul, cu Huntress și nici cu asistenta, cu cei patru killer care poți să faci eficiență indiferent de rank, nu i-am învățat din nou. Nu-mi place să joc un joc așa mai de stres și e mai urâtă treaba. Rămân bazat pe Edenuri, în mare parte cu Trepperul și cu Freddy. Cu Freddy am reușit să ajung rankul roșu, deci păcat că n-am făcut screenshot, am cel mai vechi screenshot, îl am de la rank 5. Și o ieșit. Deci Freddy, dacă ai Edenurile bune, are un potențial. Acum diferă mult situația. Da, bun, cam asta a fost videoul în mare parte. Ce am vrut să explic în video ăsta, cum stă treaba momentan cu pentru un nou capitol, cu cât vine grindul sau cât trebuie să băgați dacă vreți să scoateți cele 3 parcuri pe Survivor, pe nu, cele 6 parcuri pe Survivorul vostru favorit, să-l băgați unde vreți voi, și cele 3 parcuri de pe noul killer să vi-l băgați în killerul vostru favorit. Deci în momentul de față răspunsul este simplu, 5 milioane. Deci știu că Blood Web-ul vine ceva mai simplificat. Sper din alea 5 milioane măcar să se reducă cu vreo 2 milioane până la 3 milioane, pentru că și mie mi-ar place să joc cu Dwight, cu alți Survivor, dar problema că nu am toate parcurile. Am început să depind de anumite parcuri și din videourile anterioare pe care nu le am pe ăștia la anții. Ca să trag pentru un parc e total random, s-ar putea în puii mei să risc să bag 3 milioane și să nu vină. Deci total aiurea. No, bun. Cam asta a fost videoul în mare parte. Până pe data viitoare, baftă lume, pa! A, eu am o întrebare. Eu am o întrebare, ce e aici? De barada de Survivor? Îți place ție atât de mult să te bagi peste treburile mele, nu? Îți place ție atât de mult. E o hartă foarte proastă de killer asta și nu o să-i las să își facă ișmenerii pe aici. Hai. Oare unde n-ai bifing min? Auză. Fing min, ce faci cu ușor? Nu-mi place harta asta de killer, pentru că e variață cu palet și cu porumb. Intensiv. Deci nu e o hartă bună de killer asta, chiar deloc să joci pe ea. Trebuie să știți în unele meciuri când se joacă mai dur și când se joacă mai blând. Și în cazul de față, în momentul de față, pe harta asta nu. Nu se joacă deloc blând. Fientrână. Și aia e capcana pusă random, de la Edon. Deci aia era o capcană random. Prințesico, dacă e trapper, pe jos ce mama naibii poate să fie dacă e trapper? Killerul ăsta e vechi de 3 ani și de când i-a lansat jocul și tot ești tot tută și n-ai habar în puii mei cine e mascota jocului în puii mei. Care abilitatea mascotei? El e fața jocului, trapperul. Trebuie să-ți dau să nu cum vine viața. Oh, doamne. Ai vrut să te oprești. Da. Puteai să te duci tu să te club. Să dai jos capcana și să dai un hook. Tu nu, tu ești Batman, tu vrei neapărat generator. Nu, finish.
speram la ceva toxicitate pe aici primești, dar aparent cu ăștia nu ai ce toxicitate să faci. Pe ăla l-am contat toxicitate din aia gravă. Bine, edunurile mele sunt cam toxice, dar la regiunea asta nimic că nu știi ce să te aștepți. Ba, naba, lei, ba, toxici din aia de crapă pe ei. Habar n-am. Îs rang 16, pe ăla era rang 15 când am făcut meciurile și am avut parte de panara mea. Pe contul ăsta nu știu cum am bulan în mare parte și dau de streamer. Și chiar pe unii am făcut și pe meciurile lor. I-am ciurui ca naibii. Dar da. Revenim cu ăla în cont.